noi ne-am gândit să organizăm și o tombolă. Asta, deși, hai să spunem, în România nu prea se mai practică genul acesta, pentru că de câțiva ani buni, de vreo, iată, cred că sunt vreo 8-9 ani de când se insistă din ce în ce mai mult cu predarea spre reciclare a acestor echipamente electrice și electronice, se consideră, guvernul, statul român, consideră că deja a devenit o obișnuință pentru oameni și că nu ar mai trebui, n-ar trebui stimulată nicicum. Ar trebui să fie ceva normal, așa cum arunci o hârtie la coșul de gunoi, așa trebuie să știi, să duci și, eu știu, fierul de călcat vechi sau aparatul de radio sau mai știu eu ce, televizorul vechi, să-l duci la un centru de colectare, care nu-ți dă nimic în schimb. Cu toate acestea, spuneam, am considerat așa, hai să spunem, necesar organizarea unei tombole. Premiile sunt puse la dispoziție de către o asociație, două asociații, de fapt, din București. Astea sunt niște organizații care cuprind pe producătorii și pe importatorii de echipamente electrice și electronice. Aceste două asociații se numesc EcoPoint și Recobat Plus. Premiile constau într-o tabletă, un telefon și o stație meteo. Stația asta meteo este pentru apartament, adică din aceea care vă arată temperatura, presiunea atmosferică și nu știu ce mai arată. În plus însă avem și niște premii de consolare. Dacă tot îmi ziceați că sunt puține premii pentru câți oameni, de fapt trebuie să vă zic că în urnă avem, cam câte bilețele avem? Cât? 110. E bine, mai avem și niște premii de consolare, pe lângă aceste premii. Premiile de consolare constau într-o umbrele, am gândit că sunt necesare, sunt utile. Bun. Păi, acestea fiind zise, am nevoie de un voluntar. Da. O să vă rog să încercați să amestecați cât de cât. Fără discuție. Așa. E cam mic bolul ăsta. Da, este. Este o provocare. Ca mai orice în țara asta. Bun. Să zicem că ăsta este pentru stația meteo. Țineți. Pulpă Gheorghe se numește. Avem și două numere de telefon. De pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Bun. Ok. Da, a predat, scrie. A predat un frigider, un monitor și tastatură și unitate centrală. Deci a predat ceva. Da? Și lustră. Trebuie să sunați la telefon ca să vină. Da, o să le predăm, zic eu. Mulțumesc. Mai departe. Deci acesta este veșul câștigător al unei al stației meteo. Bun. Ăla fie bine. Ce avem? Tableta? Telefon. Premiul 2 e telefonul, da? Bun. Popescu Ana. Pe strada Vârful Cudor, numărul 26. Avem și un mai telefon. A predat o mașină de spălat. Bun. Ok. Și acum ultimul, nu? Și acum un premiul cel mare. Care este o tabletă. Cineva care a predat la containerul de la Bila se numește Mușat Valentin. Este? Nu este. A predat un aspirator. Locuiește pe strada Curcubeului. Numărul 10. Bun. Felicitări acestor trei câștigători.